Agresorul basketbalistului american Chauncey Hardy, ucis la Giurgiu, ar fi trebuit să afle azi pedeapsa finală. Ionuț Stănăsoaia a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru fapta sa, însă a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. În loc de sentința definitivă, judecătorii au dispus ca dosarul basketbalistului Hardy să se întoarcă la Tribunalul Giurgiu pentru rejudecarea cazului. Se pare că decizia Înaltei Curți l-a nemulțumit pe Tănăsoaia, care este nevoit acum să aștepte în arest o nouă pronunțare. Nemulțumiți sunt și procurorii de la parchet, care susțin că pedeapsa de 5 ani pe care a primit-o Tănăsoaia este prea mică.